Noi, permanent, 31 de ani, am mers pe linia două culori, negru și alb. Viața e cu mult mai bogată. Noi, ori încolo, ori încolo. Asta ne-a dus pe noi la chestia și aici, tu cunosc toți acum, geopolitică. Iar întrebarea, cu cine sunteți voi? Domnilor, asta e o întrebare de război. Asta tot timpul e o întrebare de confruntare. Cine sunteți voi? La ce? Unde sunteți voi? La bataie, la discuții, la hotărâri, întrebările și mai departe. Cine sunteți? Și iată ce se întâmplă. Că noi, oare forța de stângă care trebuie orientată numai la Rusia, oare forța de dreapta liberală, cum spunem noi, care predomină în lume acum, care e pro-europeană? Deci, ori, numai cu declarații, știu numai cuvintele astea, mai mult în esență nimic. Dar asta nu ne-a dat posibilitatea să consolidăm societatea. Au fost încercări de câteva ori. Hai să ne unim. Hai să avem un consens național. Cine știe? Toți știu cuvintele acestea. Dar cum să-l ajungi? În viziunea mea, consensul național, așa cum cred unii în mod larg pe toate dimensiunile, e imposibil, că noi știm pe oamenii noștri în ziua. Dar pe niște întrebări care putea să fie formulate, cine trebuie să le promoveze ideea asta? Guvernarea. Cine la guvernare, acela trebuie să promoveze ideea aceasta de consolidare a societății prin încercarea de a avea un consens larg în problema dezvoltării de mai departe a țării. Bine, lucrurile acestea mai, așa, mai delicate, chiar putem să nu le discutăm încă. Dar problema de dezvoltare socială, economică a țării, de enumărat, de exemplu, că noi suntem pe aceeași poziție, n-ai să 10 probleme. Întrebare, în construcția drumurilor, care e problema? Când ce diferență? Mai departe, în niște proiecte naționale care, numai în bază la ce să poți să unești oameni și poți să unești numai cu vorbă? Numai cu vorbă. Noi nu avem proiecte naționale în care am putea să unim oameni de diferite orientări politice. Nu ne interesează. Vorbul dânsia opină are rezultate. Nu contează și culoare este motanul sau mâță. Contează dacă poate prinde șoareci. Deci noi putem să conștientizăm chestia asta, că fără lucru ăsta, fără unire societății, nu o să avem succes.